Bună ziua, cu scuze pentru această pauză prelungită, neașteptată. Cam așa ne-am chinuit 2 ani în online. Numele meu este Mihai Dunea, sunt cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și pentru intervenția de astăzi mi-am propus să vă aduc în discuție câteva aspecte selective cu privire la o instituție care formal nu mai este nouă. Avem mai bine de 2 decenii de când este formal reglementată și în legislația noastră, dar care este adeseori percepută ca fiind încă nouă și care suscită încă suficiente discuții, și anume răspunderea penală a persoanei juridice. Sunt aici câteva aspecte de bază asupra cărora nu voi insista. Voi lăsa informațiile introductive de pe slide să fixeze un context referitor la prima reglementare în legislația noastră a răspunderii penale a persoanei juridice, care este de la începutul anilor 2000, dar care, după cum știți, a fost o reglementare care nu și-a găsit aplicabilitate practică prin acea lege specială privind falsificarea de monede sau alte valori, după care a fost reglementată și în vechiul nou cod penal, legea 301 din 2004, dar după o schemă de reglementare diferită pe cea pe care o avem în momentul de față, a fost introdusă în fostul cod penal înspre sfârșitul perioadei de aplicare a acestuia și se regăsește, desigur, cu unele modificări și în codul penal actual. Spuneam că nu voi insista asupra acestor aspecte, fiindcă ele sunt îndeopște cunoscute și oricum există suficient de multă doctrină pe marginea lor. Dacă instituția răspunderii penale a persoanei juridice este poate receptată de o parte a practicii în continuare ca o instituție exotică, doctrina i-a acordat suficient de multă atenție, poate și din acest motiv, faptul că o lungă perioadă de timp ea nu a prea avut aplicabilitate practică. Astăzi suntem într-un alt punct, desigur, poate că și unii dintre dumneavoastră, cei care sunteți prezenți la această conferință sau cei care ne urmăresc, ați avut în practică cazuri care să privească răspunderea penală a persoanei juridice. Sunt desesizat însă câteva necorelări între această instituție și dispozițiile care privesc răspunderea penală a persoanei fizice, cu privire la unele și aceleași instituții de drept, și asupra unora dintre ele aș dori să punctez în mod deosebit astăzi. Acum, răspunderea penală a persoanei juridice, după cum știți, este obiect a multiple paradoxuri, plecând de la discuțiile generale care s-au formulat cu privire la ea chiar înainte de momentul introducerii în legislația noastră și care în general au preluat dezbaterile teoretice din alte surse legislative cu mai multă tradiție decât noi în reglementarea acestei instituții. De exemplu că o asemenea instituție ar veni să încalce unele dintre principiile fundamentale de drept penal, cum ar fi, de exemplu, caracterul personal al răspunderii penale. Și asta nu doar din pricină că e o persoană de regulă colectivă, această ficțiune care este persoana juridică, și sancționând-o putem ajunge să sancționăm și indivizi care, în calitatea lor de persoane fizice, nu au fost neapărat implicați sau nu au fost activ implicați în luarea procesului decizional care a condus la comiterea infracțiunii, în numele, în interesul sau în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, dar pentru că avem în momentul de față în codul penal și reglementarea de la articolul 151, e ultimul articol în titlu care reglementează răspunderea penală a persoanei juridice, care vorbește despre acea preluare a responsabilității penale de către anumite persoane juridice care continuă personalitatea juridică a unei persoane juridice infractoare. Situațiile acelea de fuziune, absorpție, comasare, divizare, când putem ajunge să angajăm formal răspunderea unei persoane diferite de persoana juridică care a săvârșit infracțiunea. Sunt niște discuții care au fost în doctrină depășite.
Au rămas alte paradoxuri, de exemplu, știm că una dintre principalele probleme în aplicarea acestei instituții este cea referitoare la latura subiectivă și corecta ei identificare. Este o chestiune constant punctată în doctrină că persoana juridică are mai degrabă aptitudinea de a-și angaja răspunderea penală pentru fapte comise din culpă, pentru că e mult mai ușor să dovedești o greșeală sau o lipsă de punere la punct a unor proceduri foarte transparente, foarte eficiente în ceea ce privește un mecanism după care se iau decizii în cadrul persoanei juridice, decât să dovedești intenția cu privire la comiterea anumitor infracțiuni. Cu toate acestea, statistica arată că cel mai des săvârșite și întâlnite în practică infracțiuni pentru care se angajează răspunderea penală a persoanei juridice sunt unele infracțiuni intenționate. Dacă nu mă înșel, evaziunea fiscală este cea care ocupă primul loc statistic și apoi înșelăciunea. Legiuitorul nostru a reglementat, după cum știți, răspunderea penală a persoanei juridice după un sistem de răspundere generală și directă în momentul de față. Nu a fost neapărat această opțiune a lui de la început. Asta înseamnă că nu avem anumite categorii de infracțiuni care să fie dedicate pentru angajarea răspunderii penale a persoanei juridice. Teoretic, ea ar putea ajunge să fie trasă la răspundere pentru orice infracțiune. Și da, evident că se subliniază în mod constant faptul că avem niște incompatibilități în ceea ce privește calitatea de subiect activ ca autor al persoanei juridice pentru o anumită categorie de infracțiuni, dar teoretic nimic nu împiedică ca și pentru infracțiunile respective, de exemplu cele care privesc libertatea și inviolabilitatea sexuală, persoana juridică să-și poată totuși angaja răspunderea penală în calitate de participant, ca instigator sau complice. Și avem o răspundere penală directă, care înseamnă că nu suntem neapărat condiționați de tragerea la răspundere penală a unei persoane fizice. Teoretic am putea angaja doar răspunderea penală a persoanei juridice pentru săvârșirea unei infracțiuni, deși chestiunea asta ajunge din nou să ridice, potrivit doctrinei, suficient de mari probleme atunci când este vorba despre analiza pe latură subiectivă a faptei, fiindcă de cele mai multe ori se lămuresc problemele cu privire la forma de vinovăție care îi poate fi atribuită persoanei juridice după ce în prealabil am determinat exact care este forma de vinovăție a persoanei fizice care prin activitatea sa a venit să angajeze răspunderea penală a persoanei juridice. Avem însă și alte paradoxuri în materie de răspundere penală a persoanei juridice și acestea sunt ceva mai tulburătoare, aș spune eu. De exemplu, și voi explica ceea ce inițial doar afirm, în materia răspunderii penale a persoanei juridice, întâlnim situații pe care în mod normal nu ar fi trebuit să le întâlnim, precum este aceea în care există maxime speciale ale unor pedepse prevăzute de lege, care sunt mai mari decât maximul general. O chestiune care, aparent, repet, nu ar trebui să existe și care vine de asemenea să încalce, fără discuții de data asta, un principiu fundamental, și anume principiul egalității sancțiunilor. Pornind de la această chestiune, slide-urile creează în continuare contextul, sunt dispozițiile generale, le las să curgă. Pornind de la această chestiune, se poate ajunge ca în anumite împrejurări particulare să putem argumenta că recidiva este în materie de răspundere penală a persoanei juridice o cauză de atenuare a răspunderii penale și nu una de agravare. Și sunt și alte probleme, dar vă spuneam, le voi dezvolta și vom vedea cum ele, multe dintre ele, se leagă unele de altele. Plecând de la chestiunile de bază, cum este cea indicată de acest slide, evident, singura pedeapsă principală pentru persoana juridică este amenda. Ea
e reglementată după sistemul care funcționează în momentul de față și pentru persoana fizică, sistemul zilelor amendă, și asta înseamnă că făcând o operațiune de înmulțire între informațiile pe care ni le pune la dispoziție articolul 137 aliniatul 2 Cod Penal, putem constata că limitele generale ale pedepsei amenzii pentru persoana juridică sunt 3.000 de lei, minimul 3 milioane de lei maximul. Și chiar v-aș ruga să rețineți 3 milioane de lei maximul general al pedepsei amenzii pentru persoana juridică. După care, evident, ea conține și o serie de pedepse complementare specifice. În 2016 a intervenit o modificare în legislația penală și procesual penală. Ea a fost adusă printr-o ordonanță de urgență a Guvernului, ordonanța de urgență 18 din 2016, și prin acel act normativ s-au realizat o serie de modificări, printre care și modificări aduse unor texte de incriminare. Este vorba de două infracțiuni care nu au o foarte mare aplicare practică. Una dintre ele este infectarea apei, cealaltă este nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive. Textele care le prevăd sunt 345 și 356 în codul penal. Și prin respectiva ordonanță de urgență, în aliniatul al șaselea, respectiv al treilea din aceste texte, s-a prevăzut în mod expres că, prin excepție de la dispozițiile articolului 137 aliniatul 2 Cod Penal, cele care, după cum punctam puțin mai devreme, stabilesc limitele generale ale pedepsei amenzii pentru persoana juridică, valoarea unei zile amendă pentru persoana juridică poate să fie stabilită până la 25.000 de lei. 25.000 de lei este de 5 ori mai mult decât limita maximă generală de 5.000 de lei, care, potrivit articolului 137 aliniatul 2 Cod Penal, poate să fie stabilită pe zi amendă pentru persoana juridică. Dacă facem calculul raportat la dispozițiile sancționatorii cuprinse în textele care incriminează infectarea apei și nerespectarea regimului materialelor nucleare și al altor materii radioactive, și o să trec puțin mai rapid prin slide-uri, o să revin, ajungem la niște maxime speciale, în special pentru unele forme agravate ale acestor infracțiuni, care sunt de 7.500.000 de lei, 6 milioane sau 10.500.000 de lei. Repet, maximul general al pedepsei amenzii pentru persoana juridică este de 3 milioane de lei. Iată, în cazul unor infracțiuni, putem ajunge la maxime speciale de 3 ori mai ridicate. 10.500.000 de lei pentru o formă agravată a nerespectării materiilor nucleare. Ceea ce, bineînțeles, că e o problemă. E adevărat că textul expres din modificarea adusă prin această ordonanță de urgență spune prin excepție de la dispozițiile articolului 137 aliniatul al doilea, dar e foarte discutabil dacă ar trebui să acceptăm excepții de la dispoziții care reprezintă practic principii fundamentale, pentru că avem articolul 2 aliniatul 3, care a fost criticat când a fost introdus expres în codul penal. Dispoziția spune nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată în afara limitelor sale generale. Și o parte din doctrină, în frunte cu regretatul profesor George Antonio, a spus, păi dar nu avem nevoie de un asemenea test, bineînțeles, cum adică să depășești prin limite speciale limitele generale? Ăsta e tot scopul de a avea două perechi de limite speciale și generale, că cele speciale trebuie să se integreze tot timpul în cele generale, alea speciale pot fi depășite dacă avem cauze de atenuare, de agravare, cele generale niciodată.
Iată un text care a fost considerat inutil la momentul respectiv, ajunge în lumina acestor modificări aduse printr-o ordonanță de urgență, să fie însă încălcate. Și, repet, este un principiu fundamental de drept penal, de la care n-ar trebui să funcționeze regula formală specialia generalibus derogant, în spatele căreia s-a efectuat, probabil, această modificare legislativă, că norma specială derogă și se aplică cu prioritate de la cea generală. Această situație ciudată, aș putea spune, care a fost impusă legiuitorului din pricina unor trenduri care existau în cadrul supranațional de referință, această situație ciudată poate să conducă mai departe la o semnificativă perturbare atunci când discutăm despre cauzele de agravare și efectul cauzelor de agravare și ordinea producerii efectelor cauzelor de agravare în cazul răspunderii penale a persoanei juridice. Pentru că și persoana juridică poate să intre în stare de recidivă, la fel cum poate intra persoana fizică. Dar legiuitorul a venit cu niște dispoziții derogatorii în această materie, pe care le-a prevăzut în articolul 146 și potrivit aliniatelor al doilea și respectiv al treilea din acest text, a stabilit că ori de câte ori persoana juridică intră în stare de recidivă, în primul rând, vom majora cu jumătate limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită. Adică același sistem după care funcționează sancționarea pentru recidiva doar post-executorie în cazul persoanei fizice. Aici sistemul este generalizat, indiferent dacă recidiva comisă de persoana juridică va fi post-condamnatorie sau post-executorie, se vor majora cu jumătate limitele pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă. După care, dacă ea este post-condamnatorie, aliniatul al treilea ne spune că vom face și cumular aritmetic între pedeapsa stabilită pentru infracțiunea nou comisă în stare de recidivă și ce a mai rămas de executat din pedeapsa anterioară. Dar acest articol 146, aliniatul al doilea, conține o dispoziție care și apărea inutilă la început, o dispoziție care nu este cuprinsă în materia recidivei post-executorii săvârșită de persoana fizică, care, repet, se sancționează tot așa cu majorarea cu jumătatea limitelor de pedeapsă, dar 43, aliniatul al cincilea în materie de răspundere a persoanei fizice, nu face nicio limitare expresă în sensul că în urma acestei majorări nu se va putea depăși maximul general. Ceea ce evident că e de bun simț. Nu aveam nevoie de o asemenea precizare expresă și nu aveam nevoie nici la 146 aliniatul 2 la persoană juridică, unde ea totuși există, pentru că avem dispoziția de principiu din articolul 2, aliniatul 3 cod penal, nicio pedeapsă nu se poate stabili și aplica în afara limitelor sale generale. Ei, iată, la persoană juridică există totuși această dispoziție expresă. Și e oarecum ironic acest lucru, pentru că în urma modificărilor de care am pomenit mai înainte din 2016, dacă o persoană juridică săvârșește o infracțiune de infectare a apei sau cealaltă, nerespectarea regimului materialelor nucleare și așa mai departe, și o comite în calitate de infractor primar, atunci se va stabili pedeapsă cu amendă, prin derogare de la regulile generale, între limitele speciale care ați văzut, în unele cazuri pot ajunge să aibă un maxim special de 2 sau de 3 sau chiar de mai mult de 3 ori mai mare decât maximul general. În schimb, dacă aceeași persoană juridică săvârșește aceeași infracțiune, dar în stare de recidivă, aplicând articolul 146 aliniatul al doilea cu prevederea sa expresă, se majorează cu jumătate limitele pedepsei prevăzute de lege fără a depăși maximul general, o dispoziție de la care nu se mai face excepție expresă în normele de incriminare modificate în 2016, înseamnă că persoana juridică respectivă va trebui să fie sancționată cu o amendă de până la cel mult 3 milioane de lei, cât este maximul general. Deci, în loc să intervină o majorare, în acest caz va interveni o diminuare semnificativă a limitei maxime a pedepsei amenzii până la care va putea să fie sancționată din punct de vedere penal persoana juridică. Ceea ce nu
poate să nu justifice afirmația, recidiva apare uneori drept cauză de atenuare a răspunderii penale în cazul persoanei juridice. O chestiune complet absurdă și pe care nu știu în ce măsură legiuitorul a avut-o în vedere atunci când a venit cu acea modificare și cu prevederea sa expresă că prin excepție de la 137 aliniatul 2, noi în cazul acestor infracțiuni vom putea stabili valoarea unei zile amendă cu de până la 5 ori mai mult decât limita generală pe zi amendă în caz de persoană juridică. Revenind însă puțin mai sus, tot articolul 137, ca și în cazul individualizării pedepsei amenzii pentru persoana fizică, stabilește un dublu palier de individualizare pentru pedepsa amenzii în cazul persoanei juridice. Avem, pe de o parte, palierul de individualizare reprezentat de numărul de zile amendă, care, după cum știți, pentru a se determina, apelează la criteriile generale de individualizare, cele prevăzute în articolul 74 și operante și pentru persoana fizică, și care, separat, ne stabilește palierul de individualizare al valorii unei zile amendă, care, de asemenea, urmează să fie determinată între un minim și un maxim. Pe acest palier de individualizare, prevederea legală este scindată în funcție de tipul persoanei juridice. Avem, pe de o parte, ipoteza persoanelor juridice cu scop lucrativ, față de care legea dispune că acest palier de individualizare va ține cont de cifra de afaceri, și avem separat persoanele juridice fără scop lucrativ, unde palierul de individualizare, valoare zi amendă, este reprezentat de valoarea activului patrimonial. După cum probabil știți, în 2021 s-a pronunțat de către Curtea Constituțională o decizie, numărul 708, prin care sintagma cifră de afaceri, din cuprinsul articolului 137 aliniatul 3 Cod Penal, a fost declarată neconstituțională. Legiuitorul nu a intervenit încă. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial încă din decembrie 2021 și se ridică în momentul de față foarte acută problemă a modului în care mai poate fi individualizată pedeapsa principală a amenzii pentru persoanele juridice care au scop lucrativ. Pentru cele fără scop lucrativ nu e problemă, decizia nu a afectat în cazul lor palierul de individualizare reprezentat de valoarea activului patrimonial. Dar în ceea ce privește persoanele juridice cu scop lucrativ, dacă încercăm să lecturăm textul din 137 aliniatul 3 Cod Penal, sărind, extrăgând de acolo sintagma cifră de afaceri, vedem că el rămâne complet fără sens. Și atunci, practic, instanța, în momentul de față, este lipsită de posibilitatea de a individualiza pe unul din cele două paliere obligatorii de individualizare pedeapsa pentru persoana juridică, ceea ce poate să conducă la multiple discuții. O soluție, sau, mă rog, o consecință într-o opinie ar fi că suntem în momentul de față blocați în procesul de individualizare și nu putem stabili pedepse pentru persoanele juridice cu scop lucrativ, pentru că legiuitorul nu a venit să modifice sintagma declarată neconstituțională de Curtea Constituțională. O altă opinie cu privire la ce se întâmplă în urma apariției acestei decizii a Curții Constituționale este că instanța ar trebui să suplinească cumva criteriul de individualizare declarat neconstituțional și aici discuția se ramifică în multiple opțiuni. Am întâlnit puncte de vedere care spun că instanța ar trebui să folosească încă o dată criteriile generale de individualizare pe care le-a folosit deja atunci când s-a raportat la palierul de individualizare reprezentat de numărul de zile amendă, tot în funcție de acele criterii generale de individualizare, să suplinească practic acest vid legislativ care a apărut după decizia Curții Constituționale și tot în funcție de acele criterii să stabilească și valoarea unei zile amendă.
Am întâlnit soluții care spun că ar trebui să împrumute instanța criteriul de individualizare lăsat încă funcțional de către curte și să preia și la persoanele juridice cu scop lucrativ criteriul de individualizare constând în valoarea activului patrimonial care funcționează încă pentru persoanele juridice fără scop lucrativ. Am întâlnit și opinii foarte pragmatice, dar care sunt extrem de discutabile din punct de vedere al compatibilității cu dispozițiile legale, și anume că instanța de la caz la caz o să găsească ea un criteriu în funcție de care să determine valoarea unei zile amendă în cazul acestor persoane juridice, practic adăugând la lege. Pentru că, repet, textul legal în urma declarării neconstituționale a sintagmei rămâne vidat de conținut și nici din considerentele deciziei 708 din 2021 a Curții Constituționale nu reiese indicarea unui mecanism alternativ pe care ar trebui să-l folosească practica pentru a stabili durata unei zile amendă în cazul persoanei juridice. Adică nu ne putem replia nici măcar pe această soluție de avarie în care, bine, Curtea Constituțională știm nu e legiuitor pozitiv, dar au existat și alte ocazii în care ne-am bazat pe considerentele deciziei și am salvat astfel aplicarea instituției, cum ar fi întreruperea cauzelor de existență, da? Dacă mai avem cauze care să întrerupă durata cursului termenului de prescripție a răspunderii penale. Ne-a indicat în considerente curtea că doar actele de procedură care trebuie să fie comunicate suspectului sau inculpatului. S-a calibrat în general practica pe soluția aceasta. Aici nu avem așa ceva. Nu știu dacă poate unii dintre dumneavoastră cei prezenți în sală aveți, ați avut, ați întâlnit această problemă în practică. Aș fi curios spre care dintre soluții ați înclinat și cu ce argumente. Mie mi se par toate criticabile în acest moment, dar evident gradul de intensitate este mai ridicat în cazul unora decât al altora. Soluția cu las că o să găsească instanța un criteriu pragmatic și funcțional pe cazul respectiv mi se pare complet inacceptabilă, la fel cum mi se pare de negândit soluția cu suntem blocați și rămânem blocați sine die în stabilirea pedepselor pentru persoana juridică până când o să reacționeze cine știe când legiuitorul penal să modifice textul articolului 137 alineatul 3. Pentru că am plecat de la ideea că subliniez unele necorelări în reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice față de ipotezele similare care funcționează în cazul persoanei fizice, aș vrea să aduc în discuție o dispoziție cu natură juridică discutabilă, care se regăsește la articolul 137 aliniatul 5 în Codul Penal. Este vorba despre situația în care persoana juridică săvârșește o infracțiune având în vedere obținerea unui folos material, patrimonial. Această dispoziție, care ne spune că instanța va avea în acest caz posibilitatea să majoreze cu o treime limitele pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea săvârșită, cu aceeași precizare, fără să depășească maximul general. Deci, problema care o avem la recidivă în cazul celor două infracțiuni despre care am discutat mai înainte, o vom avea și în acest caz, dacă va comite persoana juridică urmărind un folos patrimonial vreuna dintre acele infracțiuni. Această dispoziție este asemănătoare celei care există în cazul amenzii pentru persoana fizică. Acolo textul avut în vedere este articolul 61, aliniatul al 5-lea. Ce este de observat însă este că articolul 61, aliniatul 5, este urmat de un text, aliniatul 6,
care nu mai este reprodus în materie de răspundere penală a persoanei juridice la articolul 137. Și anume, textul respectiv stabilește practic o derogare de la regula după care funcționează efectul cauzelor de atenuare sau de agravare a răspunderii penale atunci când intră în concurs. Și în cazul persoanei fizice, ne fixează prioritatea în aplicare a acestei cauze de agravare facultativă. Cu alte cuvinte, dacă infracțiunea se comite în vederea dobândirii unui folos material sau patrimonial și este săvârșită de o persoană fizică și este vorba despre pedeapsa amenzii, instanța întâi va decide dacă majorează sau nu cu o treime limitele pedepsei prevăzute de lege, după care, plecând de la limitele respective, fie majorate, fie nemajorate, se vor produce toate efectele celorlalte eventuale cauze de atenuare sau de agravare, așa cum prevede articolul 79. Această dispoziție nu mai este însă reprodusă în cazul persoanei juridice. Articolul 137, aliniatul 5, nu este urmat de un aliniat 6 asemănător aliniatului 6 de la articolul 61 și atunci evident că apare întrebarea dacă în cazul persoanei juridice mai suntem sau nu în prezența acestei dispoziții de excepție de la prevederile articolului 79, care, după cum știți, stabilește foarte clar ordinea de aplicare a efectelor în cazul concursului de cauze de atenuare și stabilește prioritatea care trebuie dată efectelor cauzelor de atenuare atunci când ele intră în concurs cu unele cauze de agravare. Iată, în cazul persoanei fizice însă, prioritatea absolută în urma acestor dispoziții din 61 aliniatul al 6-lea le vor avea cele de agravare facultativă determinate de săvârșirea infracțiunii în vederea obținerii unui folos patrimonial, atunci când pedeapsa este amenda. La persoana juridică e discutabil dacă putem să considerăm că prin analogie se aplică aceeași excepție, pentru că ea fiind o excepție este de strictă interpretare și, repet, legiuitorul nu a reprodus și nu știm dacă este doar o scăpare sau dacă este o omisiune intenționată, nu a reprodus acele dispoziții de excepție la articolul 137. Eu personal cred că este o scăpare. Și cred că este o scăpare plecând de la natura juridică ce poate fi atribuită acestei instituții. Vă spuneam că ea este discutată în doctrină, după un punct de vedere ar fi o cauză generală, după un alt punct de vedere ar fi o cauză specială de agravare a răspunderii penale, dar ce este de observat, cel puțin în cazul persoanei fizice la articolul 61, este că practic legiuitorul lasă instanței în această ipoteză decizia de a stabili care sunt limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege, dându-i două alternative, ori alea care rezultă din aplicarea articolului 61 aliniatul 4, ori cele care pleacă de la această bază, dar sunt majorate cu o fracție fixă, însă facultativ, da, fiind sporul, de o treime. Și practic acolo instanța este cea care determină care sunt limitele speciale ale pedepsei amenzii prevăzute de lege, plecând de la aceste dispoziții, după care își urmează cursul dispozițiilor articolului 79, efectul cauzelor de atenuare sau de agravare. Dacă acceptăm această bizară natură juridică de cauză specială de stabilire pe cale judiciară a limitelor pedepsei prevăzute de lege, asta ar însemna că și în cazul persoanei juridice, chiar fără prevederea, reproducerea expresă a prevederilor care se regăsesc la articolul 61 aliniatul al 6-lea, ar trebui să dăm în continuare prioritate acestui motiv facultativ de agravare, după care de la limitele respective să începem să lăsăm să își producă efectele toate celelalte cauze de atenuare sau agravare care s-ar putea întâlni pe caz concret. Dar e o chestiune care se discută. Pentru a reveni puțin la ipoteza recidivei, acest sistem sancționator care a fost expres inclus de legiuitor
la 146 aliniatul 2 cod penal pentru persoana juridică, care în toate cazurile de recidivă, indiferent că este post-condamnatorie sau post-executorie, ne obligă în cazul persoanei juridice să majorăm întâi cu jumătate limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea comisă în stare de recidivă, este de natură să modifice ordinea în care vom rezolva situația unei pluralități complexe de infracțiuni, și anume este vorba despre situația în care se comite în stare de recidivă un concurs de infracțiuni. Pentru persoana fizică, lucrurile sunt clare, fiindcă avem o dispoziție expresă în 43 aliniatul 2 cod penal, care ne spune că dacă avem concurs de infracțiuni comis în recidivă post-condamnatorie, se rezolvă cu prioritate concursul de infracțiuni și după aceea pedeapsa rezultantă pe care am stabilit-o pentru infracțiunile concurente o voi adăuga la ce mi-a mai rămas de executat din primul termen și în felul ăsta rezolv cu în secundar și starea de recidivă post-condamnatorie. Soluția aceasta există doar pentru concursul de infracțiuni comis de persoana fizică în recidivă post-condamnatorie, nu și pentru situația în care recidiva ar fi post-executorie, pentru că articolul 43 aliniatul al 5-lea nu reia dispoziția din aliniatul al 2-lea și nici nu ar putea să o facă. Să rezolvăm întâi concursul din punct de vedere sancționator înseamnă să ajungem la o pedeapsă rezultantă. Pedeapsa rezultantă este o pedeapsă concretă. Nu am mai avea apoi ce limite speciale de pedeapsă să majorăm. Deci neapărat trebuie să punem întâi rezolvarea recidivei post-executorii și apoi a concursului de infracțiuni și în cazul persoanei fizice, dacă este vorba despre recidivă post-executorie. Acest mod de a rezolva situația este însă regula pentru toate ipotezele de concurs de infracțiuni comise în stare de recidivă în cazul persoanei juridice, chiar și atunci când recidiva este una post-condamnatorie. Pentru că 146 aliniatul al doilea, obligându-ne să majorăm limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege, ne duce în aceeași imposibilitate de a rezolva întâi concursul și apoi recidiva, care există și la persoană fizică în caz de recidivă post-executorie cu un concurs pe termenul al doilea. Nu ai cum să rezolvi întâi concursul și să ajungi la o pedeapsă concretă rezultantă și pe urmă să mai ai ce limite speciale de pedeapsă să majorezi cu jumătate. Neapărat întâi majorezi limitele, stabilești pedepse pentru fiecare infracțiune concurentă în parte și pe urmă aplici dispozițiile de la concurs. Deci avem diferențe în sancționarea acestei ipoteze de suprapunere a unor forme de pluralitate de infracțiuni, după cum infractorul este fie persoană fizică, fie persoană juridică. Și de cele mai multe ori o să fie amândoi trași la răspundere penală în baza faptului că 135 aliniatul 3 ne spune că răspunderea penală a persoanei juridice nu exclude angajarea răspunderii penale a persoanei fizice. O soluție din punctul meu discutabilă a legiuitorului, să avem un mecanism diferit de soluționare a aceeași probleme juridice în funcție de identitatea, calitatea subiectului activ. Pentru că am amintit puțin mai devreme despre articolul 79, aici se ridică o problemă mai generală care include și chestiunea referitoare la răspunderea penală a persoanei juridice. Cunoașteți probabil discuțiile din doctrină referitoare la ordinea în care își produc efectele, cauzele de agravare atunci când ele intră în concurs, pentru că aliniatul al doilea din articolul 79 nu conține acea dispoziție expresă care se regăsește în finalul aliniatului întâi și anume în această ordine. Dacă avem concurs de cauze de atenuare, este clară ordinea în care se vor produce ele efecte, o fixează legiuitorul expres, atunci când e vorba însă de concurs de cauze de agravare, dispoziția expresă lipsește și s-a speculat atunci în literatura de specialitate, la fel un punct de vedere a fost că este o omisiune și trebuie să deducem ordinea totuși din faptul că legiuitorul indică într-o anumită succesiune în text respectivele cauze de agravare
Existând însă și punctul de vedere care spune că nu este o omisiune intenționată faptul că în aliniatul 2 din articolul 79 nu s-a mai prevăzut sintagma în această ordine. În opinia mea, nu doar a mea, este evidentă omisiunea intenționată a legiuitorului, tocmai pentru că o ordine fixă nu poate să fie asigurată. Discuția pe care tocmai am purtat-o cu privire la prioritatea sancționării concursului de infracțiuni sau a recidivei cu rezolvări diferite în cazul persoanei fizice, după cum recidiva este una post-condamnatorie sau post-executorie, având pe termenul secund un concurs de infracțiuni, dovedește faptul că nu poate fi prestabilită o ordine fixă în care să își producă efectele cauzele de agravare atunci când ele intră în concurs. În ceea ce privește situația persoanei juridice, mai este de observat un aspect. Articolul 79, nu doar situația persoanei juridice, dar o particularizez la aceasta. Articolul 79, aliniatul al doilea, nici măcar nu menționează explicit toate cauzele de agravare care ar putea să existe. Această cauză prevăzută la 137 aliniatul al 5-lea nu este menționată. În general, nu sunt menționate cauzele speciale de agravare într-un mod similar mențiunii exprese care există în aliniatul 1 la cauze speciale de atenuare. Ar fi fost prin simetrie firescă legiuitorul să menționeze în aliniatul al 2-lea din articolul 79 și cauzele speciale de agravare. Pluralitatea intermediară nu este menționată, deși legea actuală a depășit controversele care existau cu privire la natura ei juridică pe fostul cod penal și a recunoscut statutul de formă de sine stătătoare, de pluralitate de infracțiuni, în ciuda faptului că sub aspect sancționator ea împrumută regimul de sancționare al concursului și cu mențiunea că de altfel nu îl împrumută întotdeauna. Aici discuția e ceva mai amplă, cunoașteți recursul în interesul legii care atunci când avem concurs de infracțiuni, fie pe primul, fie pe al doilea termen al unei pluralități intermediare, a stabilit că vom aplica o singură dată dispozițiile de sancționare în materia concursului de infracțiuni, cu principalul argument că nu are sens să facem o aplicare succesivă a acestor dispoziții de sancționare, pentru că pluralitatea intermediară oricum se sancționează precum concursul, ignorând complet în alta curte, cu această ocazie, faptul că pluralitatea intermediară nu se sancționează întotdeauna după regimul sancționator al concursului. Avem, de exemplu, în cazul evadării, câteva ipoteze speciale la 285 aliniatul 4, care ne spun că pedeapsa pentru evadare se va adăuga la pedeapsa din executarea căreia se evadează. Și dacă ea este prinsă împreună cu alte infracțiuni comise înainte sau după evadare într-un concurs, pe termenul 2 al unei pluralități intermediare, poate era în executarea unei pedepse pentru o infracțiune din culpă cel care a evadat, ajungem la o problemă care nu poate fi rezolvată și nu este cuprinsă în soluția acelui recurs în interesul legii. În ceea ce privește revenind situația persoanei juridice, iată, este de observat că și ea poate să intre în pluralitate intermediară. Pluralitatea intermediară de infracțiuni nu este expres menționată în articolul 79, și atunci, pentru o serie de motive, inclusiv acestea, eu nu îmbrățișez opinia că legiuitorul a avut o omisiune intenționată atunci când în acest text nu a preluat sintagma în această ordine care există stipulată în 79 aliniatul 1 cu privire la ordinea în care se produc efecte în caz de concurs de cauze de atenuare. Rămâne să fie analizată în funcție de fiecare speță particulară în parte, inclusiv atunci când infractor este persoana juridică, care este ordinea reală în care vom da efect acestor cauze de agravare. Repet, susțin opinia care spune că în primul rând ar trebui să determinăm dacă majorăm sau nu pedeapsa pe motivul urmăririi unui folos patrimonial în baza articolului 137 aliniatul al 5-lea, dacă avem o astfel de situație, după care să lăsăm să curgă efectele tuturor cauzelor de atenuare dacă sunt în ordinea prevăzută de articolul 79 aliniatul 1, după care dacă avem cauze de agravare,
În cazul persoanei juridice este clar că vom rezolva întâi recidiva și apoi concursul de infracțiuni, dacă avem concurs de infracțiuni în termenul secund al recidivei. Și discuțiile rămân cu privire la celelalte cauze de agravare, efectele lor și locul în care se produc acele efecte, precum săvârșirea infracțiunii în formă continuată sau reținere de circumstanțe agravante. Eu aș milita pentru soluția spor facultativ referitor la infracțiunea continuată, fiindcă acolo dispoziția legală spune că poți să majorezi maximul special, după care efect produs de circumstanțele agravante, tot spor facultativ, dar plecând de la maximul special eventual majorat deja ca efect al infracțiunii continuate, după care să văd dacă mai există, de exemplu, cauze speciale de agravare. Sunt doar câteva chestiuni care pot fi discutate în materie de persoană juridică sau și în materie de persoană juridică. Vă spun, nu am vrut să abordez neapărat chestiunile de bază, fiindcă acelea sunt cunoscute sau pot fi ușor stăpânite. Dacă sunt din partea dumneavoastră întrebări, discuții, dacă, repet, ați avut poate pe caz concret probleme cu persoana juridică, vă rog, numai rugămintea o să fie să folosiți microfonul ca să rămână și pe înregistrare. Cred că avem o întrebare din sală, dar nu știu unde e microfonul. Da. Bună ziua! Întrebarea mea era dacă în ipoteza urmăririi de către persoana juridică a unui folos patrimonial, majorarea limitelor de pedeapsă nu poate fi privită din perspectiva articolului 79 alinea 3, respectiv cauză de majorare a pedepsei. Și în cazul acesta nu s-ar aplica întâi cauzele de atenuare și apoi majorarea pentru urmărirea unui folos patrimonial și apoi alte cauze, gen concurs sau recidivă. Pentru persoana juridică, într-adevăr, se poate discuta. Pentru persoana fizică, tocmai asta încercam să subliniez, e clar că nu vom da curs dispoziției din articolul 79 alineatul al treilea, ci pentru că avem acea prevedere expresă la 61 alineatul al șaselea, vom vedea întâi dacă majorăm sau nu limitele amenzii pe motivul urmăririi folosului patrimonial, după care vom lăsa să curgă efectele în ordinea prevăzută în articolul 79. Pentru că la persoana juridică lipsește o prevedere expresă similară celei din aliniatul final de la articolul 61, în caz de persoană fizică, da, e foarte legitimă întrebarea dumneavoastră și s-ar putea susține și chestiunea aceasta, că aici funcționează, da, întru totul, dispozițiile lui 79, prioritare sunt efectele cauzelor de atenuare și pe urmă ale celor de agravare, urmând să verificăm exact unde, când, în ce punct intervin acestea din 137 aliniatul al 5-lea față de efectele altor eventuale cauze de agravare care pot să existe. Eu susțin în particular însă soluția care ar duce la rezolvarea situației într-un mod similar celui în care se rezolvă pentru persoana fizică. Adică motivele care au stat la baza soluției, care decurge în baza lui 61 aliniatul al 6-lea, sunt, din punct de vedere rațional, întru totul aceleași și dacă ne raportăm la persoană juridică. Deci se poate susține și acest punct de vedere, tocmai de aia am menționat că este controversă. Eu, în particular, cred că ar trebui să avem și aici o prioritate pe această dispoziție de agravare, la fel cum avem în cazul persoanei fizice. Mulțumesc! Dacă mai are cineva vreo intervenție, vreo întrebare? În cadru formal, evident, putând noi discuta și în pauză, în cadru informal. Dacă nu, vă mulțumesc pentru atenție. Îmi cer încă o dată scuze pentru
întârzierea de la început. Mâine o să vin și o să folosesc din start laptopul pus la dispoziție de organizatori și cred că putem intra în pauza mare. Mulțumesc!